Bine. Domnișoarelor, domnilor, în seara aceasta la Idei în Agora l-am invitat pe Dan Alexe. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți fani ai lui Dan Alexe pe Facebook și pe Word, ce altceva rețele așa mai departe există pe lumea asta. Vă văd zâmbitori așteptând ca invitatul vostru să se exprime. Eu trebuie să vă fac totuși o introducere în tematica acestei întâlniri. Și o să fac o prezentare a lui legată de această tematică. Noi ne cunoaștem din anul 1981, aș putea să vă povestesc foarte multe lucruri, dintre cele mai compromițătoare, dar o să facem asta cu un alt prilej. Facem o șezătoare specială despre viața și aventurile lui Dan Alexe, la care sunt convins că vom avea un întreg stadion. Ce ne-a apropiat pe noi acum aproape 40 de ani la Universitatea din Iași, la Facultatea de Filologie? Ne-a apropiat un interes comun pentru limbi, literaturi, culturi, civilizații și un interes care nu își găsea corespondent în programa școlară întotdeauna sau aproape niciodată. Acest interes includea multe lucruri, aș vorbi numai despre lucrurile comune. De pildă, un interes pentru limbile, culturile, civilizațiile de pe planetă, dar începând cu, pentru mine, începând mai ales cu civilizațiile, culturile, pentru el cu limbile. El avea o bună înclinație precoce pentru a deveni poliglot. Și vreau să vă spun că, fără această inclinație precoce, este inutil să te apuci de studii culturale de vreun fel, pentru că vei avea totdeauna handicapul de a recurge la traducere. Și asta, pe de o parte, te înstrăinează de fondul cultural, de expresia particulară a unei culturi, mare sau mică, și deci te ține la remorca unor traducători, la inspirația lor și așa mai departe, dar te privează de-a lungul vieții de capacitatea de a citi cam la timpul potrivit, în limbile potrivite, lucrările care trebuie citite și fără de care, din păcate, nu se poate face mare lucru. Deci acest lucru ne-a apropiat. Bun, erau și alte lucruri, între noi este diferență de vârstă de 4 ani, dar, bineînțeles, în realitate, așa, la prima vedere, e aproape de 40 de ani. În această diferență... Mă străduiesc când ne apropiem. Exact, cu vârsta există o convergență. Ce era la mine? Interesul meu central, să spunem, era către dimensiunile acestea teoretice ale culturii, către dimensiunile teoretice ale științei, sensul de istoria și teoria științei, epistemologie. Prin urmare, la un moment dat, alegerea mea a fost înspre această parte, să spunem, reflexivă, teoretică a științelor sociale și umane. El a persistat în interesul și în munca achizitivă pentru a dobândi fluență sau cel puțin familiaritate în mai multe limbi, în mai multe limbi din mai multe familii diferite de limbi. Folosesc familie într-un sens destul de... metaforic, pentru că nu cred în sistemele genealogice care au fost construite de lingvistica istorică în secolele 18-20, în felul în care au fost construite. Bun. În 1988, Dan Alexe, care în grupul în care ne găseam la Iași era cel mai tânăr, acesta era grupul din jurul revistelor studențești Dialog și Opinia Studențească. Eu eram redactorul șef al revistei studențești Dialog, care era una dintre cele mai radicale, dacă nu cea mai radicală. Eu cred că era cea mai, în perioada mea, în orice caz, cea mai radicală publicație culturală care... Din România. Și care făcea, la un nivel foarte înalt, inclusiv exerciții de reflexie asupra politicii, filozofiei, care nu sunt de găsit. Colecția poate fi citită pe internet, sunt lucruri care nu au... Și cu niște jocuri abile cu cenzura. Sigur. Pentru a păcăli cenzura aveam tot felul de trucuri care de multe ori mergeau, uneori nu mergeau. În orice caz, toată această
Inițiativa s-a prăbușit brusc în 1983, când partidul a ordonat securității să pună capăt aceste aventuri și a fost un val în mai 1983 de arestări, percheziții, interogatorii care au durat toată perioada până în toamnă, după care echipa revistei a fost schimbată, ea a continuat să apară. Și în sfârșit, din acest grup aș menționa în primul rând pe Luca Pițu, regretatul Luca Pițu, care a murit în 2015, născut în 1947, un filolog născut, un patafizician născut, un cu o gândire speculativă rebelă, un trickster. El a avut asupra noastră un rol formativ foarte important, pentru că fiind mai mare decât mine cu 10 ani jumate, decât el cu 14 ani jumate, a avut o forță de iradiere unică prin selecția absolut necanonică de lecturi enciclopedice pe care el le avea și le continua. Și umorul. Și umorul. Umorul, tot acest spirit de distanțare, de, să zic, era un umor greu de definit și el. Apoi să vorbim, dar în orice caz ce este de ținut minte este că ajutați de el foarte direct, de altminteri, având această inspirație, am căutat într-adevăr de multe ori sau aproape întotdeauna, eu de la o vreme am citit tot mai, să zicem, serios în diverse alte domenii, dar păstând spiritul cu care am început, care este acest spirit ludic, rebel, deconstructiv, fără de care, după mine, reflecția individuală merge destul de greu. Bun. Dan Petrescu, celălalt membru important al grupului, care a fost și cel mai radical din punct de vedere politic dintre noi, poate cei care știu istorie ceva mai veche din istoria recentă își pot imagina ce era atunci. Soția lui, Tereza Culianu Petrescu, sora lui Ioan Petru Culianu, apoi Liviu Antonesi, poetul, eseistul Valeriu Gergel, profesorul de atunci și filologul, criticul literar Alexandru Călinescu, sociologul Mihai Dinu Gheorghiu. Un alt pol al acestei lume era istoricul Alexandru Zug. Deci era o lume care era, să zicem, polul cel mai serios și mai sobru, către care eu tindeam mai mult decât alți membri ai grupului, fără să trădez originile mele acestea rebele și, să zicem, contrarevoluționare. Ei, în acest cadru s-a format Dan Alexa, asta vă spun tuturor privitorilor de pe Facebook. Ei, în 1900, mai era ceva care e greu de înțeles astăzi. Mai era un mediu care căuta o formă sau alta de libertate și rebeliune în perioada respectivă. Acesta era un mediu pe jumătate sau chiar pe de-a întregul interlop, care se găsea într-un mediu poros în interstițiile sistemului. Și aici îi vor numi imediat pe muzicieni și muzicanții de restaurante, de jazz, care cântau jazz, fusion, mă rog, pop, rock and roll, etc., blues, și care aveau o lume a lor, unul la mână, o lume care era intersectată foarte interesant de lumea interlopă, amatoare de muzică. Și, de pildă, el, când a apărut piața videotecilor, nu? Locuri în care oamenii vizionau în condiții relativ primitive filme străine pe care el le traducea în direct pentru publicul nevorbitor de aceste limbi, erau forme de agregare foarte interesante și destul de suspecte, în care veneau oamenii totuși în căutarea unor lucruri diferite de ceea ce se putea afla pe piață. De la vârstele de 15-16 ani, îl salut pe prietenul meu din 1972 încoace, Sorin Simion, inginer și diplomat, care poate să pune mărturie că avea imunitatea diplomatică era pleacă față de ce aveam noi atunci, imunitate să ne plimbăm în toate, la orice oră, în orice mediu din Iași,
Pentru că interlopii ne adorau. Ei respectau cunoștințele despre blues, etc. Toate jazz ce interesa pe ei, că erau oameni mai fini, încât am putut vedea la lucru codul onoarei, toate lucrurile acestea care par îndepărtate și străine de sistemul cultural, să spunem, canonic, dar care, din punctul meu de vedere, au fost atunci și sunt și acum, forme comune înrudite de căutarea a unei forme de libertate, sau cel puțin a unei iluzii de libertate. Bun. El a plecat, Dan Alesi, cum spun, a emigrat în 1988 și de atunci viața lui se leagă foarte mult de Luxemburg, unde trăiește cea mai mare parte a timpului, și de orice alt meridian din cele pe care le-ați văzut sau vi le puteți imagina, care duc în general, sigur, în Occident e banal să te duci în partea și mai occidentală, către Statele Unite și California, dar el a fost și acolo, însă, spre deosebire de cei mai mulți europeni, el a reușit să ajungă în cunoștință de cauză, dobândind limbile și culturile, cunoștințe bune din limbile și culturile respective, în regiuni pe care europenii le frecventează mai puțin. Caucazul ar fi unul, Afganistanul, Balcanii profunzi, care sunt străini chiar locuitorilor Balcanilor. Uh-huh. Pentru că există și Balcanii secreți, nu? Care țin de confrediile mistice, de tradițiile uitate sau criptate în atât de în mare măsură încât nici vecinii de la casa următoare nu știu că asta se întâmplă. Ca să vă dau un exemplu, în general, acestea sunt experiențe extatice, magice, rituale, mistice, care au loc în comunități închise, în general musulmane, dar pentru români ar fi foarte interesant de auzit că, dacă sunt dobrogeni, cu siguranță au văzut fără să înțeleagă treburi din acestea și la Baba Dag, dar n-au știut ce sunt acelea, pe de altă parte, n-au știut ce spun oamenii între ei acolo, sau o experiență puțin mai veche, care este coexistența populației moldovene, și aici aș putea să adaug chiar și basarabene, bucovinene, până în Galiția, cu marea civilizație mistico-religioasă, lingvistică, etnică a hasidimilor, a hasizilor. Deci toată această lume evreiască submersă, noi știm de marele specialist și fost invitat la noi și prieten fratern al meu, Moshe Idel, născut la Târgu Neamț. Noi știm că el este cel mai mare specialist în Kabbalah, hasidism, decât au fost vreodată. Bineînțeles, așa este. Dar în Târgu Neamț, acolo unde stătea el, unde el a copilărit până la emigrare, erau zeci de persoane care citeau mistică ebraică la un nivel global, internațional, se scriau cărți care au făcut istorie, nici el nu știa că acelea există, copil fiind, pentru că vremurile se schimbase. Bineînțeles, hasidismul însuși s-a născut în regiunea dintre Galiția și Bucovina. Sigur, și să nu uităm că cea mai larg împrăștiată sectă hasidim este secta Satmari. Sigur. Iar ei sunt pe punctul de a deveni cea mai importantă orientare în toată religia iudaică. Asta este. Da, au făcut un hijacking, au preluat exact, mistica au adus clasică. Acum, debutul lui Dan Alexe este nu întâmplător în volum, forțat, făcut de altcineva, și anume chiar de Luca Pițu, care mi-a trimis o dată această carte, Dan Alexe, Luca Pițu, în care prima este o piesă a lui Dan Alexe, al cărui manuscris ajunsese la toți prietenii, bineînțeles, dar pe care ăsta nu a publicat, și continuă cu exuberanță a lui Luca Pițu. Bun. În volum a publicat această carte, Pantere Parfumate, la Polirom, pe care probabil o știți. Le iau în ordinea, că ajungem la subiectul nostru. Asta e din 2017. Apoi, înainte de asta, tot la Polirom, în punctul lui RBG, tot proză. Și, în fine, ajungem la cartea în care se găsește, în care avem o suprapunere cu o parte din temele discutate aici. Care este aceasta, Dan Alexe, dacopatia și alte rătăciri românești de la Cumanitas. Ei,
Filmele lui sunt... Mai e și roșcata. Da, ai puțin. Mai este roșcata amară pe care văd că n-am adus-o aici. Ce e aici? Filmul cel mai cunoscut al său este Kabbalah Kabul. Sunt convins că l-ați văzut, l-ați revăzut. Vă recomand să o mai faceți, pentru că pe internet aveți toate acestea la îndemână. Bun. Deci cam asta este tabloul. Noi ne-am gândit să vorbim în seara asta mai mult despre o temă pe care o dezbatem de mulți ani și care se regăsește și într-o secțiune din Dacopatia, și anume tema aceasta pe care eu am numit-o autolatria, adorația de sine. În urmă cu mulți ani, în 1990, la o conferință la Oxford, am vorbit despre dacomania de la Pârvan la Mircea Eliade. Era o conferință savantă, acolo am fost foarte tehnic și am vorbit despre un subiect care s-a discutat foarte mult în perioada interbelică. Adică occidentaliștii noștri aveau o deja importantă oroare față de aceia dintre savanții români care atribuiau culturii române, limbii române, o vechime nemăsurată sau, în orice caz, cu totul exagerată față de orice ar fi putut demonstra cineva pe o bază documentară, arheologică, lingvistică sau de orice altă. Aici intră și Eliade. Sigur. Păi de asta am spus. Am vorbit atunci de acomania de la Pârvan la Eliade. M-a referit numai la cei care aveau în anii 30 o cotă științifică. Pentru că toți ceilalți erau deja considerați ieșiți din știință, cum era poate cel mai flamboiant dintre cei de la început, Nicolae Densușean. Poate vorbim mai mult despre Eliade, nu ne-am pregătit înainte deloc, dar poate vorbim mai mult despre Eliade, pentru că foarte mulți dintre tineri încă mai păstrează aura și mitul lui Eliade și a științificității, care nu mai e acceptată deloc în Occident, unde el este în mare parte foarte discreditat. Și asta e un adevăr amar, greu și dificil de purtat aici în România. Da. Și am avut multe conflicte personale chiar cu oameni care nu acceptă că aura lui Eliade a fost fărâmițată și îmbucătățită acum multă vreme. Din motive, să zicem, științifice, tehnice, chiar foarte precise. Da. Această distanțare de Eliade în America datează chiar de la sfârșitul anilor 60. Mm-hmm. De dinaintea scandalului. Și în Franța. În Franța este ulterioară și ideologică. În America ea a fost tehnică. Deci înainte să apară, deci înainte ca Dupuisson să-l radă pe el ideologic, Eliade a fost de la început distanțat și relativ discreditat pe plan teoretic la Universitatea din Chicago, nu mai departe, când el era acolo. Deci avem mărturii ale... De exemplu, am aici o carte. Asta e un subiect puțin cam tehnic. O să vedem, dar hai să încercăm. Scurt asta, că aș vrea să revin la firul discuției. Nu? De exemplu, aceasta este o carte a, din 1999, a celui mai valoros discipol al lui Mircea Eliade, de la University of Chicago, Bruce Lincoln. El a fost cel care, alături de Ioan Petru Culianu, părea să fie speranța istoriei religiilor în viitor. Tânărul Bruce Lincoln, care de altfel este un evreu american dintr-o familie foarte bine, care în adolescență s-a ocupat de foarte multe lucruri și a devenit curios pentru tot felul de lucruri, s-a dus în 1971 la University of Chicago să studieze cu Eliade. Eliade avusese o problemă cardiacă în 1970 și nu lucra cu toți studenții. Nu mai lucra cu studenții atunci. Și i-a venit rândul lui Eliade și l-au băgat acolo, la altcineva. Și acel altcineva refuza complet întreaga paradigma a istoriei religiilor, tot comparatismul din istoria religiilor, toată dimensiunea organic-genealogică din istoria religiilor, pentru a pleda pentru lucruri mai tari, de natură structuralistă. Bun. Ăsta fiind și el începător de stânga. Și atunci, discipolul lui Eliade ulterior, care venise cu o fascinație absolută pentru Eliade,
s-a apucat dintr-o cu totul altă zonă, cam în sensul în care s-a apucat Dan Alexe să studieze. Adică limbă după limbă după limbă după limbă, pentru că toată tehnica lor a fost uităm de comparabilități, de comparatismul în istoria religioasă s-a terminat, punem atale mâna și studiază Old Norse, nu știu ce, Avesta, limba în care s-a scris Avesta, mai vedem după aceea. Deci, asta e o chestie cam tehnică, parcă aș lăsa o poate pentru puțin mai târziu. Este foarte tehnică, nu știu câți istorici a religiilor din țara noastră m-ar putea urmări dacă eu aș vorbi pe tema asta acum 10 minute. Asta e situația. E greu, e nelămurit până la capăt, majoritatea nu vor putea urmări. Dar să revenim la această idee. Ideea este că noi suntem într-o cultură care, mai ales pentru că nu poate să-și documenteze trecutul, are libertatea asta, punem între paranteze drepte, să-și imagineze practic orice în legătură cu începuturile sale. Nefiind încurcat de niciun fel de bază documentară, de monumente care să te jeneze sau de cronici și etc. pe acolo, inscripții și mărturii, îți poți da drumul imaginației și atunci ce îți imaginezi? Îți imaginezi că tu, deși empiric nu se poate ușor constata acest lucru, reprezinți poporul cel mai înzestrat din lume. Primul, cel care a inventat scrisul, care, cum se spune acum mai vulgar, a inventat apa caldă, care a descoperit tot ce era de descoperit, nu doar înaintea altora, dar cu mult înaintea altora. Și că este o pierdere de vreme să ne ocupăm de studiul unor culturi zise clasice, canonice, cum ar fi elină, romană, chiar egipteană sau ce mai vreți, persană, care nu înseamnă decât să ocolim aiurea când noi avem începuturile aici. Nu s-au mișcat niciodată de aici, dar au difuzat în tot universul știut. Aici este centru, originea, matricea, începutul începuturilor. Originea originilor, punctul zero, origo. Bun. Acum, românii au excelat, însă târziu și la asta. Aici este tristețea unei culturi mici care începe foarte târziu să scrie. Și când începe să scrie, scrie puțin. Dacă să dăm un exemplu precis de metodă eronată și abordare exaltată a lui Eliade, e volumul acela de la Zalmoxis la Genghis Khan, care e de fapt o compilație de articole scrise de Eliade în diferite reviste, inclusiv în anumite reviste legionare. Da. Dar asta să zicem că nu influențează asupra presupusei metode și rigori științifice. Ce vedem în volumul acela este o magmă ocultistă de idei mistice, potrivit cărora, în istoria României și România luată ca un fel de tot organic, care ar fi curs prin seva neamului din antichitate până astăzi, s-ar fi manifestat un cult al lupului. Asta e unul din firele conducătoare ale cărții strânse, așa, peticită din mai multe articole. Acolo totul este eronat, nimic nu stă în picioare. Pentru că el pleacă de la ideea că dacii venerau lupul. Nimic nu sprijină asta în texte. Încearcă să dovedească puținele și enigmatice mențiuni antice despre daci. Încearcă să dovedească șubred și fără argumente solide, el nefiind lingvist, că numele însuși de dac ar fi însemnat lup. Ceea ce e absurd în antropologie, nu știu dacă sunt antropologi în sală, nu există populație pe planetă să se fi numit totemic cu un nume de animal. Nu există, n-a existat niciodată așa ceva. Deci populație care să se numească lupii nu a existat. Deja e un argument a contrario antropologic. De unde lupii? Antropologic, grupul se numește oamenii. Om, eventual singurul om, cu noțiunea că sau bravi, ei sunt sau, singurii da, oameni, sau, dar sunt oameni. Da, da. Asta da. Nu are legătură cu existența sau inexistența unui animal totemic. Asta nu, sigur că da. Dar discuția, dar condiția lor esențială este umanitatea.
Și de obicei există un singur caz înregistrat în America Latină de populație izolată care se consideră ultimii oameni. I-am respectat, mi-au plăcut foarte mult, așa că trăiesc cu conștiința stigmatului despre care am scris mai târziu. Dar se pare că mai mulți nu sunt. În general, tribul sau, mă rog, se numesc oamenii. Se numesc oamenii. Și de multe ori cu subsidiaritatea că sunt singuri oameni. Da, singuri oameni de calitate. Avem exemple imediat accesibile pentru oricine. Tribul sau populația germanică din antichitate, care se numea pe sine aleman, alemanii. Toți oamenii erau întrebați de ceilalți, cine sunteți voi? Oamenii. Pentru că, în general, o populație, să zicem, cu o cultură și un dialect închegat, nu are, în perspectivă istorică, o identitate, să zicem, genetică, etnică. Ei se consideră cultural tribal și atunci ei sunt adevărații oameni, iar ceilalți sunt străinii și barbarii. Deci când sunt întrebați cine sunteți voi, păi suntem oameni. Și acest presupus etnonim, între ghilimele, are o universalitate imediat verificabilă. De exemplu, Bantu, în toate limbile, Bantu înseamnă oameni. Cecenii se numesc pe ei oameni, nohci, în termenul de ceceni e dat de ruși. Ei însă se numesc între ei oameni. Da. Până și termenul de rom, cum se numesc între ei țiganii, la origine înseamnă om. Deci nu e o, asta e o altă temă, poate o abordăm, presupusa manevră culturală politică să fure țiganii. Ca să le facă pe noi toți țiganii. Ei s-au numit întotdeauna rom. Asta e o prostie, pentru că în Occident acest efort nu e mare. Adică cetățeanul occidental în mod spontan te consideră țigan dacă ești român. Adică nu credeți că trebuia așa o mare manevră din partea Uniunii Europene. Bun, adică, asta e o emoție naturală. Hai să revenim la Eliade. Da. Deci, eu aș vrea să scurtăm treaba cu Eliade. Dar mai am puțin, numai spune, să termin. Deci, vreau să spun ceva general. Da. Metoda șubredă și fără nicio bază științifică a lui Eliade în volumul respectiv, de la Zalmoxis la Genghis Khan. Da. Deci caută să dovedească că dacii se numeau pe ei pe înșiși lupi. Caută să arate că stindardul acela care presupuse îi înspăimânta pe romani și pe ceilalți. Când stai și te gândești că legiunile alea se bătuseră în Africa cu mâncători de tăietori de capete și văzuseră orice oror pe lume, se speriau ei de o mămâie pe un băț. Dacă vorbim, stați puțin, dacă vreți să vorbim tehnic despre asta, cei din sală care citesc mai mult, știți desigur că celții aveau un dispozitiv mult mai bun, pentru că avea un sistem de metal, de bronz, care amplifica zgomotul când suna ăla în semitulnicul lui la luptă. Deci sunetul era îngrozitor. Toți făceau când asta. Ăsta, leul, dragonul asta, sau lupul. Erau muți și făceau cât bătea vântul pe acolo, da. Sunetul nu era așa de groaznic. După care vine același Eliade și spune că romanii au venit la rândul lor cu o identitate totemică lupească. Lupa Capitolina. Și Lupa Capitolina, evident că de-aia avem statuia copiată acolo cu lupoaica, și că Marte însuși, zeul războiului la romani, a și fost un zeu lup. Asta este nu doar deloc justificat, dar e chiar o invenție mincinoasă. Pentru că nimic în tipologia lui Marte nu justifică identificarea cu lupul. Da. Dar el vine și încearcă să-ți explice că lupul latin și lupul dacic au fuzionat. După care, misterios, lupul acela ar fi continuat până la invaziile mongole ale lui Genghis Khan, mongolii înșiși având ca totem lupul. Deci, Genghis Khan era născut dintr-o împerechere misterioasă cu o lupoaică. Deci lupul dacic s-a perpetuat 1000 de ani în misterele Bărăganului, până au venit mongolii lui Genghis Khan cu alt lup. Și uite, așa totemul și lupul ne definesc de-a lungul mileniilor. O mică paranteză tehnică despre Eliade. Sigur. Cam toate cărțile lui Eliade, cu excepția tratatelor, care sunt lucrări de mare sinteză în care compilația este singura metodă. Da. Nu există nicio altă posibilitate. Nimeni nu poate avea o egală competență în 300 de culturi care sunt exprimate chineză, în 5.000 de limbi, dincolo de, în timp de 5.000 de ani. Asta este cu neputință. Dar în lucrările sale de sinteză, Eliade are această capacitate unică
în care el este comparabil doar cu figuri cum ar fi Dumézil, Lévi-Strauss. Comparația aici ar fi, doar Dumézil și Lévi-Strauss sunt la nivelul capacității enciclopedice de comparare la un nivel, ceea ce admitem noi puțin. Bun, 1, 2. Eliade folosește desigur materialul primelor sale publicații în limba română sau franceză de dinainte de emigrarea lui dramatică în Occident, tot restul vieții sale. Folosește foarte intensiv metoda colajelor din propriile opere toată viața. Există opere produse soția mea, Mona Antochi și cu mine, am tradus de curând în limba română, făcut o nouă traducere, ca să facem exact terminologic, a cărții lui Eliade, Făurari și alchimiști. Ea este o colecție de citate cap-coadă, în care sunt preluate, așa cum au fost, și erorile tinereții, păcatele tinereții. El nu mai avea timp să compulseze toată această imensitate de bibliografie. Deși a avut asistenți, nu la nivelul lui, bineînțeles. Asta este una din probleme. Dar problema ține de metodologia, după care o să ajung la ideologie. Metodologia primă, unde este o problemă, este comparatismul organicist, care tinde să stabilească ceea ce se numește mari comparații. Grand comparisons, da? Pe vaste teritorii, comparații care în general presupun existența unor elemente, unor comparanda extraordinar de complexe, care în realitate sunt incomensurabile. Tipologic, substanțial, genealogic, conceptual, trecem. Prin urmare, această direcție care se numește în istoria religiilor Die religionsgeschichtliche Schule, școala aceasta de istoria religiilor, a căzut odată cu Eliade, dar într-o manieră spectaculoasă, ea a început să se fisureze din anii când Eliade se forma. Eliade a fost ultimul mohican de nivel planetar al acestei orientări genealogico, lingvistico, istorico și așa mai departe. Din asta, ieșirea lui Lévi-Strauss a fost un structuralism radical și cu asta el a scăpat de toate accidentele suprafețelor culturale pe care el le asocia într-o formă sau alta. Dumézil a ieșit într-o formă în care ieșise și Benveniste către o lingvistică tot mai adâncă și aceea neescutită de probleme de ordin foarte serios, da? Cum ar fi de pildă toată întregul concept de indo-europeni, da, tripartismului Benveniste și toate astea. Bun, acum, pe de altă parte, celălalt cuvânt cheie în această discuție lui Eliade, cu care o să probabil că lăsăm puțin în pace după asta, este cuvântul ocultist. Într-adevăr, aceste nu există persoană care în anii 30 să se ocupe de istoria religiilor și să nu fie ocultist, ezoterist. Nu există, pur și simplu, nu există. Deci sunt oameni care trăiesc în paradigma culturală a antimodernismului, efectul Jung. Care este, Jung e un element, care este saturată de această prezență extraordinară a încercării de a găsi o cheie unică de natură spirituală, ezoterică, desigur. Și aici Eliade, Jung, nu că ei se simpatizau în mod special, deși s-au cunoscut, dar Eliade, desigur, a luat foarte mult, inclusiv teoria arhetipurilor pe care l-a schimbat, a luat-o de la Jung, dar era mai mult acolo. Era Guénon, era Evola și cu miști de la o direcție la alta intri în combinații foarte adânci, ocultiste și ezoterice, care erau absolută toate, tot ce aveau ei de spus despre alchimie, magie, religie, mistică, filozofie, societate, istorie, da? Toate aceste lucruri erau amestecate de această paradigmă care
Începe în realitate cu paradigma, odată cu paradigma despre care noi totuși o să vorbim, care este această paradigmă genetică a ideilor despre originea unică a culturii universale și cu ideea primogeniturii sau priorității absolute a unui grup față de toate celelalte. După care ai de rezolvat problema cum de s-a distribuit din punctul de origine, prin difuziune, prin înrudire de altfel, prin alt tip de influență. Bun. Deci, ce vreau să vă spun? Toate aceste lucruri pe care le vedem în cheie ocultistă la Eliadele anilor 30-70, el a murit în 86, la șapte, vârsta de 79 de ani, Eliade, vă dau și repere temporale din când în când, toate aceste lucruri se nasc în realitate, în știință sau pentru știință, la nivelul faza de dinainte, de dinainte acestor ocultisme care merg de la 1870-1880, se nasc în perioada anilor 1760-1770, prin revelația pe care o au britanici ajunși în India când descoperă sanscrita. Când acești oameni descoperă sanscrita, în timp, în primul rând, William Jones. Sir William Jones, care e un om cu școală foarte bună de la el, dar care nu are avere să facă mai mult în Anglia și profită de expansiunea colonială pentru a se stabili în India. Și acolo înființează un fel de echivalent al lui Royal Society, cu toată lumea bine dintre englezii care ajunsese la administrația colonială, și ăsta desfășoară, domnule, un sistem pe care îl voi compara numai cu cred că cu Arthur Lovejoy, prefața la The Great Chain of Being, un program de studiu absolut delirant, domne. Care funcționează și azi. Care funcționează, dar ceva de necrezut ce avea ăla de studiat. Limbi, culturi, religii, etc. Și de acolo se naște o direcție pe care noi o putem urmări. Dar ceva existase și înainte de asta, și merg în timp înapoi pentru a descrie puțin, pentru că aproximativ de la secolul XII, în Europa Occidentală, începe să apară fixația unei origini nobile la cei care nu aveau genealogii medievale nobile. Și ăștia sunt toți germanici. Ăștia, la alții, aveau. Se trag din nu știu cine, X, Y, Z, nu știu ce, toată lumea. Faptul că grecii și italienii știau. Grecii și italienii știau, iar faptul că te chemai Eneas, nu dau numele degeaba, în Italia, nu era așa big deal, pentru că era încetățenită ideea că după războiul troian, tot felul de tip fugiseră, scăpaseră și înființaseră civilizațiile. Deci strămoșii, primii mari strămoși extraordinari în afară de Adam și Eva, de care toată lumea voia să aibă, cu care toți voiau să aibă legătură, au fost troieni. Și de aici delir total, sute de ani, când în 1520, în 1457 se descoperă un manuscris mai bun din Germania lui Tacitus. Acesta, Eneas Silvius Piccolomini, viitorul papă Pius II, ăsta o descoperă, o pune pe masă. Toată lumea învățată din mediul germanic, tuturor germanicilor, a spus, deci, ăștia eram noi, ia uite, domnule, ia uite ce bravi viteși dintre traci, echivalentul lui Herodot, nu? Ia uite, domnule, de fapt. Nu ticăloși, nefericiți, mâncând carne putredă, omorându-se ca vitele, fără monumente, fără documente. Tatuați. Nenoroci. Tatuați. Eram asta. Picti și așa mai departe. Uite cine eram noi. Ăsta în 1192 este un nebunatic proto-olandez care a spus așa, domne, ce vă mai puneți, mai studiați atâta? Toate limbile se trag din olandeză. Din flamandă, dialectul. Stai puțin, ăsta e cu flamanda e de secolul Goropius. 18. Nu, Goropius. Goropius, Goropius e cel la care... La renaștere, 1500. Nu, Goropius este cel care a încercat să facă o versiune pe asta și a dat naștere curentului care se numește goropianism. Adică eu cred că, doamne, cultura asta a mea, asta e prima, de fapt. E cea mai bună, cea mai valabilă. Și dialectul din Antwerpen e mama tuturor limbilor. De acolo se tractă.
Ăsta, nemții au sărit la această ocazie să-și găsească o vechime indiscutabilă. Deci, asta ar fi, să spunem, foarte, foarte rapid, molima despre care vorbim noi la culturi mari. Că la, care au documente, că aici e culmea. Ei au documente, domnule, dar unul la un moment dat vine și spune: băi, băieți, am o veste proastă pentru voi. V-ați chinuit, cum și Goropiu s-a spus: domnule, câtă muncă să învățați latină și greacă, toate universitățile astea, ce prostie, domnule. Ați scris toate astea, scrieți toți în latină ca imbecilii. Flamanda este, nu? Și lăsați toate prostiile astea. Deci, e un fenomen foarte interesant în culturile care au documente. Ei, acum despre culturile care n-au, le spune doar. Numai puțin să vă spun, vă dau câteva exemple, că este totuși de la români până când ajungem acolo. Vă dau acest titlu și vi-l recomand din anul 2001, Dacia Ariană, leagănul limbii evanghelice. Este scrisă de un domn, Petru Morar, care are toate ingredientele lucrurilor pe care le-am mai spus mai înainte. Dar în anii 90, imediat în 1992, am avut privilegiul de a vedea revista Getica, pe care un domn Gabriel Gheorghe a lansat-o atunci, în 1992, și care, pentru a vă da un singur exemplu, spunea așa. Vă dau un singur titlu ca să nu umblăm beat around the bush aici. Da? Bine, ce vrea să facă revista, etc., ce planuri are și nu știu ce. Dar sunt legăsit și la Unirii acolo, sunt niște chioșcuri de cărți în față și sistemul sumerian al limbii române. O ipoteză nouă, spune el modest. Româna străveche este indo-europeană comună. Asta e cea mai Franța, decentă dintre. Zice, în vechime, Franța a fost românofonă. Și așa, vă dau doar două exemple. Am avut un student la, am predat o vreme la București și am avut un student de la filologie care venea la cursurile mele și pe care l-am putut trimite la o întrunire a acestor domni de la revista Getica, atunci la început. Și asta când făceam venit din America, este 1995. Și el s-a dus acolo, a spus că lucrează cu altcineva, n-a dat numele meu, că ăștia mai știau, și a dat acolo pentru grupul care fusese marginalizat de ăștia care scoteau Getica. Și acel băiat a putut să vadă lucrările pe care ăsta le considera too much. Deci, ca să vă dați seama ce era acolo. Hai să o luăm de la ceceni. Așa. Deci, când ajunge acolo, ce credeai tu că sunt ei și ce erau ei? Mai întâi am publicat un studiu în revista Polis, da, și e disponibil aici gratis pentru cine vrea să ia revista. Deci sunt câteva, toate numele. Care o să vedeți toate notele de subsol, toate astea, nu o să le aveți pe el. Pentru că despre ceceni mai scrisesem și în Dacopatie, da, și ei sunt un exemplu care ar trebui să ne fie ca un fel de oglindă respingătoare de națiune mică care își inventează inutil o mitologie fantasmagorică, care sigur că îi discreditează atunci când devine ideologie oficială, cum s-a întâmplat în Macedonia. Poate să mă întind în toate direcțiile, dar... Spusă corect, Macedonia de Nord. Noi nu suntem politicale, așa. Națiunile mici, recente, în special după căderea comunismului, au simțit nevoia unei reidentificări. Și aici trebuie făcut o distinție între ideologiile naționale, să zicem, identificările, autoetichetele naționale care au o justificare istorică, fie și mai recentă, cum e, de exemplu, identitatea franceză. Ea e foarte clară. Francezii n-au nevoie de strămoși fantasmagorici inventați. Deși și ei au inventat. Da, dar nu în ideologia actuală, netedă, clară, pentru că franceza a fost limba de cultură a unei jumătăți a planetei, vreme de multe sute de ani. Au creat o literatură, au foarte multe lucruri de arătat, fără a avea nevoie să inventeze minuni din trecut. Sau în Orientul Mijlociu,
cultura iraniană, care este milenară, ei știu că au creat mari religii ale umanității, zoroastrismul, maniheismul, au influențat nașterea monoteismului biblic, termenii de paradis, îngerii, toate vin din mitologia iraniană. Iar limba farsi, limba iraniană modernă, a fost limba de cultură franceză a Orientului din Balcani până în China, vreme de sute de ani. Și a fost limba oficială chiar și în India, chiar și în Bangladesh până în 1947. Deci, ăștia au, iranienii, un complex de superioritate vis-a-vis de vecinii turcofoni, arabofoni, deși sunt musulmani, până și islamul lor este total diferit. Religia oficială este șiismul, care e practic altă religie decât sunismul pe care îl cunoaștem, cel al turcilor și mai apropiat de noi. Oamenii ăștia nu au culturile astea, nu au nevoie de o identitate de împrumut. În schimb, după 89, când s-a prăbușit ideologia unificatoare a comunismului, multe națiuni mici au avut nevoie de o auto-identificare și și-au creat niște mitologii cu tentacule bizare, una din cele mai absurde fiind cea a macedonenilor, dacă tot i-am pomenit. Din pricina identității sonore și scripturare a numelui Macedonia, au imaginat că Alexandru Macedon e strămoșul lor, deși ei sunt slavi. Și ca o paranteză vreau să spun că în Balcani, în mod straniu, termenul de slav nu prea e acceptat. Bulgarii pretind că ar fi un fel de iranieni și e adevărat că termenul de bulgar aparținea unui trip turcofon la origine, asta o știm din anumite izvoare istorice, dar niște turcofoni profund iranizați. Asta e evident chiar și în numele căpeteniei care i-a adus dincolo de Dunăre, acel Asparuh, hanul Asparuh al bulgarilor. Numele lui în persan, în farsi, în iranian, înseamnă calul luminos. E un nume banal în nomenclatura personală iraniană. Asp e calul, ruh e lumina, Asparuh. Ei erau iranizați profund ca toate popoarele turcofone din Asia Centrală, cum erau și cumanii. Și în cazul lor precis avem, hazardul a făcut că avem un document absolut unic și prețios, care e acel Codex Cumanicus păstrat la Budapesta, în latină, cumană și farsi și iraniană, de unde vedem că întreaga clasă conducătoare a cumanilor erau bilingvi, nobili, nomazi, bilingvi în turca lor cumană și în farsi, în iraniană. Aici fac următoarea chestiune. Această situație a dublei genealogii elitară și plebeiană este un tipar pe care îl regăsiți și la marile culturi, inclusiv la Franța. Această dihotomie greu reconciliabilă între nobilimea invadatoare care creează stat și populația preexistentă care devine supusă. Da, dar ea nu mai face parte din ideologia actuală. Da, a făcut până în secolul XVIII, s-au scris tratate pe tema asta. Deci începuturile lor de la Clovis, nu, de la creștinare, de la botezarea de către Saint-Rémy și așa toate astea, deci toate lucrurile astea constituie un dualism pe care îl găsiți în toate istoriile europene. Deci, ceea ce, bineînțeles, din păcate, Neagojuvara nu-l știa atât de bine, pentru că există absolut peste tot unde se construiesc genealogii medievale, ele sunt construite pe această dihotomie care de multe ori este și lingvistică, culturală, așa că bulgarii sunt încă un scenariu, ei având și capacitatea de a construi prin Asparuh un stat, și a denumi astfel teritoriul respectiv, astfel încât o populație slavă în majoritate se numește cu nume, ceea ce e un paradox, nu? Cu nume turcic. La fel, de exemplu, slovenii, limba slovenă, care e o limbă slavă foarte arhaică, singura limbă care păstrează numărul dual. Și la verbe și la substantive. Slovenii, pentru că au fost profund germanizați de vecinii lor austrieci, dual este acea formă verbală prin care între singular și plural există o formă când e vorba numai de două persoane.
Eu și cu tine facem împreună ceva. Asta are o structură verbală separată de singular și plural. Da, sau la substantive, sau ochii, la substantive, urechile, mâinile. Și slovenii spun, de exemplu, ia. Sunt singurul popor slavic care nu spune da. Se spune da la biserică când te însori, dar altfel e ia. Și există fantezia asta, moda personală de a spune că noi nu suntem slavi, suntem germani slavizați. La fel, între croați și sârbi e o întreagă tensiune în jurul noțiunii de slav. Musulmanii din Bosnia, care vorbesc limba croată cea mai pură, la rândul lor le-ar fi greu să definească drept slavi. Și trecem la macedoneni, care se consideră un fel de elini antici. Dar asta a devenit la ei ideologie oficială, încurajată de guvern. Au umplut, nu știu câtă lume a fost la Skopje în ultimii 10-15 ani în Macedonia. Au umplut orașul de statui grotești, un chici oribil cu Alexandru Macedon pe cal. Aeroportul a fost rebotezat Alexandru Macedon, de unde conflict suplimentar cu Grecia. Culorile au furat în primul drapel al națiunii, au luat soarele acela dintr-un mormânt al lui Filip, tatălui Alexandru, din Grecia. Sigur că Grecia a început să răcnească, că vor să revendice teritorii. Și... Dar s-a mers și mai departe. Nu numai că a intrat ideologia asta în manuale, dar guvernul macedonean, naționalist. Și acolo domnește acel partid numit VMRO, facțiunea internă macedoneană, care a fost responsabil de foarte multe asasinate teroriste în Balcanii secolului XIX. Mâna Neagră, asasinii comitagii macedoneni, care au ajuns și până la noi prin anumiți aromâni macedoni care făceau parte din mișcarea asta. Dar acum, în ultimii ani, au trimis o misiune în Hindukuș, în nordul Pakistanului, misiune oficială, guvernamentală, să caute acolo strămoșii lui Alexandru Macedon. Pentru că există legenda că acea populație din nordul Pakistanului, numită kafiri, niște politeiști rămași în munții Hindukuș între musulmani, care vorbesc o limbă indo-europeană extrem de arhaică și care ar fi pentru lingviști și antropologi veriga între iranieni și indieni. Ei nu sunt niciuna nici alta, foarte greu de definit. Macedonia, guvernul de la Skopje, a trimis acolo o misiune de lingviști și antropologi care l-au invitat la Skopje pe regele acelor triburi. Pentru că Pakistanul permite în zona aceea tribală un fel de autoadministrație. Și a venit regele din Hunza la Skopje. Și sigur că i-a plăcut foarte mult să călătorească acolo și să... E și un nume de familie foarte răspândit de la cei din regiunea asta. Păi sigur, prin interbreeding și a coborât la aeroportul din Skopje, unde a fost așteptat de copii îmbrăcați în costume antice și falange de figuranți. Așa. Și el a coborât și a spus, I am happy to meet my cousins, the Macedonians. Toate astea, un cir grotesc pentru un guvern dintr-o țară mică, mâncată din interior, distrusă economic, cu prea mulți albanezi, cu o treime din populația, un sfert albanezi, și care își caută rădăcini în trecutul cel mai antic, spunând că ei nu sunt nici slavi, nici balcanici, ei sunt un fel de națiune adamică care au dat lumii pe Alexandru din Macedonia, care a reunit întreaga Asie. Ăsta e un exemplu extrem, noi n-am ajuns acolo. Dar întreaga obsesie cu dacii ca națiune, nu doar cultural ieșită din comun, dar chiar și fizic. Și vedeți toate acele articole prin reviste cu medicina dacică, cu performanțele lor, puritatea lor morală, lucru absolut nu doar nejustificat, dar care cade la prima analiză critică. Și aici e o mare problemă, o barieră psihologică de depășit. Eu personal sunt în contact cu niște tineri arheologi care nu prea îndrăznesc să iasă în față în mediul academic, care e încă îmbâxit, nu de ideologia extremă, dar totuși de persistența unei obsesii cu continuitatea culturii dacice și cu soliditatea ei. Adevărul este că nu vom putea
scrie istorie și arheologie și manuale de arheologie și studii serioase, decât dacă o luăm iar de la zero. Și asta a fost pentru mine o revelație când am ajuns în Caucaz, acum mai multe decenii, și când mi-am dat seama că foarte multe mitologii acceptate academic, universitar, în special în catedrele de arheologie, sunt total eronate printr-un simplu mecanism psihologic la bază. Și anume, se pleacă de la ideea că o continuitate materială ar reprezenta continuitate spirituală și că prezența în anumite situri antropologice, arheologice, a unor artefacte similare, ar presupune o continuitate lingvistică și etnică a populațiilor care foloseau acele obiecte. Nimic mai neadevărat. În Caucaz, de exemplu, care este o zonă enormă, deci Caucazul face 1000 de kilometri lungime, munții aceia între Marea Neagră și Marea Caspică, unde se vorbesc zeci de limbi total divergente, trei mari familii locale de limbi caucaziene. Deci, deja când veți citi limbi caucaziene ca un concept unic, veți ști că persoana aceea e neinformată. Acolo sunt trei familii de limbi. Deci nu există limbi caucaziene, sunt trei familii atât de diferite între ele cum sunt româna și chineza. Exact. Nu e nicio, absolut nimic care apropie georgiană de cecenă. Și în istoria lingvisticii genealogice, descoperirea limbilor caucaziene după revelația sanscrită a fost un al doilea șoc. Da, primul da. Șoc a fost șocul identității, că de la sanscrită la orice vrei, greacă, latină, limbile europene, bun. Al doilea șoc a fost descoperirea diversității absolute, cum vă spun, cum vă spune Dan, în valea următoare. Bineînțeles, nu prea ușor ajunge în valea următoare, dar în valea vecină, imediat după un munte de 4.000 de metri, e ceva care se vorbește cu totul altfel. Și în care aici, la arheologie, ajungem, în care pot exista elemente de cultură materială care aproape că ar sugera ceva. Și în realitate sunt descoperiri pe baza artei combinatorii a genului uman. Ideea este că dificultatea tuturor acestor oameni care construiesc teorii, ca și a celora care încearcă să le respingă, este că există peste tot o permanentă obsesie de a le lega într-un fel, și anume organic genealogic. Și aici venim noi cu o metodă mai sănătoasă și căutăm să propunem un fel de infuzare de scepticism sănătos. Pornind, de exemplu, de la acest model al Caucazului, unde acele zeci de populații care vorbesc limbi diferite, care se dușmănesc de secole sau de milenii și se măcelăresc între ei de la o vale la alta, au aceeași cultură materială. Nu e nicio diferență în felul în care se îmbracă, ce mănâncă, armele sunt identice și așa au fost întotdeauna și se vede și în descoperirile arheologice, în muzee, te duci la un muzeu în Tbilisi și la unul în Grozna, se găsești aceleași arme, aceleași obiecte, pe când oamenii ăștia sunt într-o dușmănie permanentă de 1000 de ani. Și atunci, sigur că un arheolog neștiutor ar spune că e aceeași cultură acolo. Dar, în realitate, ei își vindeau oale de la un târg la altul, își imitau armele. Chiar și aici, nu revenim la Eliade, dar Eliade în jurnalul lui dă exemplul creării muzeului satului. Și spune că acei artizani care au fost aduși din toate regiunile țării au fost lăsați să lucreze singuri, fără interferența Academiei și a savanților. Și când au venit după câteva zile sau săptămâni să vadă rezultatul, și-au smuls părul, pentru că imitaseră decorații unii de la alții. Și așa funcționează folclorul. Folclorul este instantaneu, oportunist, transformaționist, el vede și ea. Așa că, revenind la istoria noastră antică, când ți se spune că se foloseau aceleași vase cu decorații, nu știu cum, cu alb-negru, deci era aceeași populație, nu, nimic nu-ți spune asta. Imitaseră vasele de la unii de la alții sau le cumpăraseră, pe grâu. Discuție care este despre vasele acelea metalice ale agatârșilor în care se reprezentă, în care unde este scit, unde este grec, cine a fost, de ce, când, adică astea sunt lucruri din... La fel,
Mențiunile scripturale. Da. Că spune Strabon nu știu ce și Herodot spune că cei mai drepți și mai așa. Să nu uităm că grecii nu ne-au lăsat absolut nici un mic ghid de conversație, nici un minuscul dicționar al limbilor vecine. Deci grecii se învecinau cu tracii, cu frigienii, cu lidienii, cu alte popoare despre care nu știm absolut nimic, pentru că pe greci nu îi interesa ce vorbeau ăia. Erau barbari. Deci dacă nu ne-au lăsat un dicționar al limbii în care vorbea Alexandru Macedon, care nu era grec pur, macedoneana trebuie să fi fost altă limbă când ne uităm la puținele obiecte scrise rămase, că inelul acela. Da. Nu înțelegi nimic de acolo, nu e greacă. Și atunci, dacă pe ei nu-i interesa ce vorbeau ăia, putem noi să credem că știau lucruri precise despre barbarii de la Dunăre 2000 de kilometri mai la nord, în teritorii de neatins, și știau ei că ăia sunt daci și geți. Dar astea sunt nume generice. Chiar și astăzi, uite, în tinerețea noastră, când vorbeam despre Iugoslavia, spunea că a fugit la sârbi. Da, da. Dar sârbi erau toți. Macedoneni, albanezi, croați, sloveni. Pentru noi era la sârbi. Ori, dacă acum e așa, cu toate posibilitățile de informare, poți să crezi că grecii, că Herodot știa că ăia erau... Nici vorbă. În aceeași istorie a lui Herodot îți spune că în Asia Centrală se luptau arimaspii cu piticii ăia, cu un ochi, da, ca să fure aur unii de la alții. Nu sunt surse credibile, deloc, deloc. Mai este o chestiune pe care vreau să o plasez aici. Este chestiunea mitului, care trebuie discutată frontal. Mitos și logos. Este o dispută care s-a născut în Grecia Antică, nu a fost soluționată în Grecia. Deși toată lumea, au fost sisteme de acuzări reciproce între cei care credeau că reprezintă o formă, și anume logos, față de cei care reprezintă o formă de confabulație care ar fi mitos. Deși inițial aceste lucruri erau și interschimbabile și reciproc excluse, există un conglomerat în care mitul și adevărul funcționează după într-un regim care nu este regimul nostru. Dar asta e prea abstract. Hai să rămânem la daci. Din acest motiv, ceea ce vezi că scrie un autor respectabil, nu este de luat drept adevăr în sensul canonic al adevărului savant de azi. Sigur, dar noi putem retrospectiv să aplicăm metodele lingvistice de astăzi. Și lingvistul știe că într-o societate care nu este sever centralizată, cum a fost Franța, Franța care a reușit să strivească dialectele și să centralizeze limba și administrația, însă i-a luat foarte multe secole, i-a luat foarte multe drumuri și vechili locali și pedepse ca să reușească să uniformizeze limba și un stat puternic cu armată și cu administrație multifoazonantă. Așa. Și a luat peste jumătate de mileniu ca să ajungă la o unificare a limbii, strivind provenzala, bretona și alte. Germania n-a reușit nici astăzi. Cine merge la München și ascultă bavareză își dă seama că e practic altă limbă germanică. Nu e un dialect al germanei oficiale, este o limbă germanică destul de divergentă. Dialectele Plattdeutsch, de asemenea, sunt cu totul altceva, ca să nu mai vorbesc de frizonă și luxemburgheză. Exact. Așa. În lingvistică... Luxemburgheză... Nu, lasă-l pe Juncker. Da. Domnul Juncker a spus că va vorbi luxemburgheză cu domnul Iohannis, da, la întâlnirea de la Sibiu. A spus că vorbește, în, da, general, luxemburgheză cu Iohannis. Iată, pentru mine, în sfârșit, o explicație acestui sanet. Dar în cercetarea lingvistică se știe că diversitatea este regula. Da. Și dacă ne uităm la orașele flamande ale evului mediu și renașterii, la orașele italiene, fiecare avea limba lui, practic, deci un dialect atât de divergent încât comunicarea era dificilă de la un oraș la altul. Italia e una din puținele țări din lume, de exemplu, unde limba oficială nu e limba capitalei. Limba oficială de cultură este toscana. Dialectul din Roma e ceva oribil, de neînțeles. Dar asta e un proces istoric foarte lung. Acum, ca să imaginezi
că dacii vorbeau aceeași după limbă. După ce statul, serviciul militar, media, etc. Sigur, au făcut tot ce le-a stat în putere să uniformizeze. Regularizeze, uniformizeze, etc. Așa. În sute de ani. Acum, arheologii știu foarte bine că pe teritoriul numit al Daciei nu existau drumuri. Arheologii știu, de exemplu, că în câmpia Bărăganului până în Moldova nu există nici un singur cimitir antic. Deci erau locurile acelea atât de slab populate. Lasă legendele lui Herodot, cea mai populoasă, mare populație de pe lume după indieni. Habar n-avea el ce trăia aici. Sigur, nu există urme. Vedea deja mitul lui Cioran, știi, că avea, înainte de Franța avea populația Chinei. Nu există urme, nu există sate fortificate. O să avem o fază în care sunt întrebări și comentarii. Nu există drumuri între sate, nu există cimitire. Deci cum ar fi putut o putere centralizată situată dincolo de munte, da, în Carpați? Așa, nu, vorbim de Carpați. Așa, presupusă unde știm că ruinele alea au fost refăcute de Sergiu Nicolaescu cu pilonii de lemn și cu așa, să controleze un teritoriu care mergea până în Moldova, când noi nu avem nicio urmă concretă, drumuri, cimitire, sate fortificate, nimic. Deci să imaginezi că pe teritoriul ăla care până în epoca modernă, deci la primele atestări, la Mircea cel Bătrân, erau numai un bărăgan fără, cu dropii și fără așezări și că se vorbea aceeași limbă pe un teritoriu atât de fragmentat și enorm, este de neconceput. Iar numele pe care le vedem pe anumite documente antice de presupuse dacice cu Dava se opresc oricum la Siret. Dincolo spre Prut nu mai avem dave absolut deloc. Iar dava respectivă, și aici aș urca la o anecdotă dintr-un roman celebru care a dat termenul de scoop în jurnalism. E romanul lui Evelyn Waugh despre războiul din Etiopia, unde un jurnalist total necunoscut și ignorant e trimis acolo să acopere războiul dintre italienii, între perioada interbelică, Italia care atacă Etiopia. Și jurnalistul respectiv care făcea gardening, se ocupa de rubrica de grădinărit la The Times, e trimis că n-aveau pe cine pe front și face o serie întreagă de erori, iar redacția îi cere scoop-uri. Și acolo găsește un tip pe care îl întreabă, da, un localnic, ce e în locul ăla? Și ăla îi spune un bubu, nu mai știu. Și el decide că acolo e, printr-un concurs de circumstanțe, că e ceva foarte important. De fapt, ăla îi spusese habar n-am sau nimic. Și rămâne acel în bubu sau lugu, nici nu mai știu. Ori când vedem că informatorii antici îi spuneau lui Strabon că acolo se numește cutare Dava. Acel Dava venea din graiul informatorului. De fapt, nu înseamnă că localnicii din localitățile alea spuneau Dava nu știu cum. Strabon sau Herodot l-a întrebat pe unul, cum se numește acolo? Buridava. Ah, ok, deci e o prudență elementară când interpretăm documentele alea. Nu înseamnă că localnicii numeau locurile așa. Deci impresia de uniformitate e abuzivă. Pur și simplu, omul respectiv, cronicarul, a găsit un traducător și l-a întrebat cum se numesc alea. El nu a ajuns până acolo niciodată. Să mergem și mai departe de atât. Pentru că românii, ca și alții, au mers și mai departe de acest nivel care este documentabil. Să spunem care poate să meargă la o cultură ca a noastră, hai să spunem 2500-2700 de ani. Dacă îi socotești pe toți cei care au putut prin cel mai incredibil exercițiu de imaginație, scrie ceva despre asta. Dar fiindcă spațiul de la 2500 de ani, minus 2500 de ani, da? Încolo era vacant, acel spațiu a fost populat cu toate aceste lucruri de la Dacia Ariană încolo, către Pelas, dincolo, către primul om, către cei care au inventat prima, originea originii originilor, de unde îi găsești pe toți. În forme, desigur, puțin degenerate, puțin aproximative, asta e situația, s-au amestecat cu localnicii altor zări, dar îi găsești la Troia, îi găsești în Egipt, îi găsești... Toți ăștia porniți de aici, de la Sfinx, din, să zicem, din vecinătate, în jur, pe acolo, Babele, poate, cine știe, au mers în absolut tot restul lumii.
Și, prin urmare, te chinui degeaba având în vedere identitatea dintre româna scrisă și daca deja românească, prin faptul că era limba adamică, prima limbă și universală. Ce vreau să spun aici? Este o încercare pe care foarte mulți lingviști au încercat să o facă, foarte mulți mitografi, foarte mulți istorici, foarte mulți genealogiști ai națiunilor au încercat să o facă, să debabelizeze universul, lumea în care trăim. Să restrângă toată această pletoră de limbi, de multe ori reciproc incomprehensibile, enigmatice și așa mai departe, ceea ce pare o vastă pierdere de timp și de energie, când un principiu entropic de bază ar cere să se refacă până la Big Bang, nu? Să te, uman, cel puțin, nu? Să reduci toată această diversitate în fond inutilă, care, când a devenit chestiunea diversității o chestiune inutilă, este tot o problemă filologică. În momentul în care raportările tuturor acestor genealogii au trebuit să fie făcute la Sfânta Scriptură. Pentru că, sigur că de aici au trebuit să facă niște artificii. Europa Occidentală, noi n-am avut asta pentru că am avut o biserică slabă. Dar culturile occidentale care au început mai devreme cu aceste genealogii ultime postiși, false, au avut și problema competiției cu cealaltă narațiune despre originea originii, care era narațiunea creștină. Ori asta a dus la niște extraordinar de complicate artificii filologice ale cetățenilor care au trebuit să reconcilieze și asta cu asta la altă. Să găsească prin scriptură, desigur că nu în același fel, ba chiar absolut deloc la fel, ceva care ar indica ancestralitatea ultimă. Uite un exemplu concret. Tăblițele de la Tărtăria, da? Sunt câte? Sunt două sau trei? Trei. Așa, niște rondeluri de lut ars. Un rondel, și, două. Așa, așa, și ni se spune că sunt prima scriere din Europa de acum 6.000 de ani. Bun. Care sunt obiecțiile principale? Prima este aceea că, în primul rând, va fi pe vecie imposibil să descifrăm aceste tăblițe, dintr-un motiv foarte simplu. Un text atât de scurt, presupunând că e un text, atât de scurt, într-o scriere necunoscută, într-o limbă necunoscută, este imposibil de descifrat. Nu există posibilitate. Poți descifra un text într-o scriere necunoscută, pornind de la ipoteza unei limbi cunoscute. Cum a făcut Champollion, pornind de la coptă, limba coptă, care e descendentă a egiptenei, așa. Poți descifra un text într-o scriere oarecum cunoscută, cum a făcut Hrozny cu Hitita, unde se scria în cuneiforme, a pornit de la valoarea lor fonetică în asiriană, care era cunoscută, și când a dat peste termenul watar, și a spus, wow, asta nu poate fi apă totuși. Era apă, că Hitita e o limbă indo-europeană. Bun, astea sunt cazuri extreme de combinație de noroc și erudiție. Da. În cazul ăsta, de ce este imposibil? Pentru că dacă valoarea, vârsta e atestată, să zicem, de 6.000 de ani, aici intervine acea numită lege lingvistică a lui Swadesh, care spune așa, orice limbă își pierde, sau nu pierde, nu e termenul, înlocuiește într-un mileniu, în medie, un sfert din vocabular. E ceva atât de banal. Adică 15% din vocabular e înlocuit vreme de un mileniu prin împrumuturi, prin căderea în desuetudine a unor obiecte. Acum procesul, desigur, e mult mai rapid. Da, dar oricum e o medie. Dacă vă uitați la un text de acum 700 de ani în limba cronicarilor, cel puțin un sfert din cuvinte vă sunt greu de înțeles. Deci e o premisă logică că într-un mileniu 15% din vocabular se duc. Ce înseamnă că în 6.000 de ani nu mai poți recunoaște nimic. Deci limba acestor tăblițe de acum 6.000 de ani ar fi imposibil de identificat pentru că în 6.000 de ani s-a dus tot lexicul.
Ea nu poate fi limba română și nici o limbă existentă astăzi pe planetă. Părerile sunt împărțite. Iar a doua obiecție este aceea pe care, și aici am avut, e singura critică solidă pe care am avut, dar mă rog, e doar un detaliu, la ce am scris în Dacopatie. Am vorbit cu un arheolog, al cărui nume am să-l țin sub tăcere, care a fost prezent, e foarte bătrân, a fost prezent la descoperirea respectivelor și care mi-a confirmat și într-adevăr după aceea am mers și am verificat în diferite albume și sunt niște tăblițe sumeriene, într-adevăr, din colecția unei nobile maghiare care au fost îngropate acolo de arheologul român care le-a descoperit cu bună știință. Deci ele sunt reale. Sunt tăblițe sumeriene, într-adevăr, de acum 5-6 mii de ani. Probabil pentru un foarte mare erudit între ale sumerienei va identifica anumite semne, dar ele făceau parte din colecția unei doamne erudite și foarte bogate și acel arheolog român le-a îngropat acolo. Știm foarte bine că Hitita, sumerul, sunt ținte de pentru genealogiile fantastice ale ungurilor, de asemenea. Adică nici acolo situația... Și ale cecenilor. Și ale cecenilor, vorbesc dintre vecini. Nici acolo treaba nu este simplă, încât există un... am un prieten, nu dau nume, un foarte venerabil lingvist maghiar, care e erudit, poliglot, care la un moment dat începuse să studieze așa că să meargă către Hitită, către toate lucrurile, să găsească soluția. Și toate criticile pe care le făceam în discuții interminabile, filologice, s-au oprit, eu le-am oprit unilateral, în momentul în care mi-a apărut în birou cu o barbă asiriană ca de la... În bucle așa. Da. Și zic, gata, ok. Hamurabi. Zic, ești o reîncarnare perfectă. Hamurabi. Bineînțeles, zic, m-am oprit, nu mai am nimic de adăugat. Gilgamesh. Exact. Haideți să lăsăm timp pentru discuții și întrebări, ca să vedem ce curiozitate. Aș vrea să vă spun așa, sunt foarte multe cărți care trebuie citite și bineînțeles, nu așa. O carte care s-a tradus în românește este această carte a lui Umberto Eco, Căutarea limbii perfecte. Nu e o carte bună a lui Eco. Eco a scris multe și de toate, dar o bună introducere în, să spunem, istoria diverselor oameni, culturi care și-au inventat tot felul de, cum să spun, genealogii fantastice. Acum, există o disciplină pe care, să zicem, un sector pe care noi nu l-am abordat deloc, și anume chestiunea limbilor perfecte construite. Da. Sunt oameni care nu sunt mulțumiți cu perfecțiunea limbilor naturale, chiar dacă sunt străvechi, uralt, chiar dacă sunt dovedite că având o perfecțiune originară care s-a pierdut în diverse feluri. Există și persoane, după cum știți, hai să dau exemplu, Leibniz ar fi un exemplu, John Wilkins, până la Lazar Zamenhof cu Esperanto sau Volapük sau alte limbi artificiale, limbaje artificiale din inteligență artificială, care încearcă să depășească imperfecțiunile limbilor naturale pentru a construi o altă versiune a limbii adamice, nu? Sau la Jacob Böhme, misticul cunoscut, această sensuale și sprache, care este un fel de limbă originară adâncă, având baza în o bază corporală și metafizică în același timp. Și asta e o carte. Continuarea n-a apărut decât e o carte mai scurtă în care el și-a reluat o parte din această chestie, Eco, și care se cheamă în engleză Serendipitous Language and Lunacy, în care a continuat unele din astea de aici. Asta a fost inițial și o serie de lecții la Collège de France. Este de la jumătatea anilor 90. L-am văzut în acțiune, nu mi-a plăcut, la începutul anilor 90. Asta continuă. Dar o carte mai bună decât asta este aceasta de Marina Aghelo, care se cheamă Le Fou du Langage, nebunii limbii, cum se spun, Le Fou de Dieu. Des langues imaginaires et de leurs inventeurs. Există
o foarte bună carte care se numește Les Langues du Paradis, Limbile Paradisului, al lui Maurice Hollander. Mm-hmm. Există o foarte bună carte de introducere în această temă, dacă vreți să citiți, de Leon Poliakov, care încă de vreme, în anii 60, a scris, a fost unul dintre puținii critici din afara domeniului academic propriu-zis, care a luat în chestiune discuția mitului arian. Pentru că, în realitate, despărțirea populațiilor cunoscute între arieni și semiți se găsește la... e un nexus în discuția despre, pe de o parte, ce au în comun și pe de altă parte ce au absolut ireconciliabil, toate limbele din acest vast conglomerat indo-european. Discuția este complicată, în sfârșit, asta este ultimul punct, cu interacțiunile limbilor indo-europene, în general prezumate, reconstruite savant, și limbile proto. Și aici ar fi o șansă și dacă găsim ceva și pentru noi, pentru că atunci când au venit ăștia care de pe unde existau indo-europene, nu? Existau culturi proto aici, forme de umanitate nedocumentată, care, ei, să sperăm că noi intrăm la acest capitol și atunci toate problemele de documentare nu se mai pun, că există un fel de consens că acest val indo-european a delocalizat, destituit, decimat și poate chiar nimicit complet o populație aurorală de proto-europeni. Această ideologie și ea a circulat în comun în mod foarte interesant, tot cu baze ocultiste, ezoterice, în paralel cu teoria indo-europeană, ele sunt ireconciliabile. Ei, cu toate astea au funcționat. Ultimii care mai sunt așa sunt descendenții actuali din la Nouvelle Droite, ăștia din jurul lui Alain de Benoist. În sfârșit, cam acesta ar fi tablou acum comentarii. Stai să mai zic ceva de limba da. Perfectă. Același Trubețcoi, deci contele Trubețcoi, unul din cei mai mari lingviști din istorie, inventatorul fonologiei, creatorul teoriei fonologice, care nu e fonetica, e cu totul altceva, este percepția personală a pronunției, avea o teorie despre, o teorie amuzantă despre limba perfectă, care ar fi imposibilă. Și explica de ce. El ca fonolog și lingvist autentic se uita și pufnea la Volapük și Esperanto și toate astea și spunea ce absurditate. În primul rând, fonetic și fonologic, limba perfectă ar trebui să fie pronunțabilă pentru toate populațiile de pe planetă. Deci deja din start eliminăm... Baze articulatorii diferite ar trebui să pronunțe la fel. Nu. Deja din start eliminăm, de exemplu, nazalele. Ca în franceză. Guturalele. Eliminăm diferența dintre lungi și scurte. Gândiți-vă câtă lume vorbește corect gramatical engleză, dar nu face distinție între bitch și beach. Deci, nu vocale lungi, nu nazale, nu distinție între r și l, pentru că niciun popor asiatic nu face distinție, nu distinție între p și b. Araba, de exemplu, nu are p. Pentru un arab, pil și bil să fie același lucru. Baris, da. Micul Baris. Și reușea prin absurd să demonteze scheletul fonetic al limbii până ajungea la 10 sunete fundamentale. Spunea, astea sunt ale voastre, faceți o limbă cu ele. Dacă... Mitul limbii perfecte. Mitul limbii perfecte. El, de altfel, într-un mod involuntar, pentru că... s-a schimbat ideologia. Noi am fi învățat mult mai mult despre adevăratul Trubețcoi, eruditul Trubețcoi, decât fonologia, dar ce a prins în știința lingvistică și a dominat până în zilele anilor 70, cu întârziere în universități, anii 80, a fost această credință pe care mulți lingviști au avut-o, că lingvistica poate fi o știință exactă. Și fonologia le-a dat lor șansa că în momentul în care au început să apară înregistrări pe diverse suporturi, diverse tehnologii, în care vezi matale cât circulă pe acolo, nu știu ce le poți măsura, poți număra, le-a apărut și mediocrilor sau submediocrilor din aceste științe speranța să facă și ei știință. Și asta a dislocat o mare parte din lingvistica istorică solidă, comparativă, și a dislocat și a deschis calea formei cele mai rudimentare pe care, din gândirea lui Trubețcoi, care a fost luată de discipolul său, Roman Jakobson,
și transformată în forma standard a structuralismului. Noi n-am știut și Trubețcoi n-a spus nimic, a murit așa, Roman Iacobson n-a spus absolut nimic până la moarte despre antecedentele sale. O singură dată, într-un interviu, a scăpat către o bulgăroaică lingvistă care știa ceva despre treaba asta. Dar Mucles, pentru că nu era frumos să-și amintească de toate complicațiile astea, de ce? Pentru că, între timp, ideologia eurasiatică era dezvoltată. Și el nu voia să se asocieze cu nimic din toată povestea aceasta. Deci noi am învățat un alt Trubețcoi. Trubețcoi foarte mult a fost tradus în realitate cu cărți, cu aceste lucrări în limbile europene în anii 80-90, chiar 2000. Lucrurile de bază ale unde el este la vârful operei lui. Dar ca să încheiem cu o anecdotă bazată pe limba română, ca să se înțeleagă distinția între fonetică și fonologie. Da. Deci fonetica este, să zicem, percepția mecanică acustică a pronunției unui cuvânt sau unui sunet, iar fonologia este percepția individuală, care aproape întotdeauna e eronată. De exemplu, românii nu-și dau seama că în pluralul de la om ei pronunță un U și nu un O. Deci ar trebui scris un W acolo, pentru că e oameni, nu e un O. Ar fi imposibil de pronunțat oameni, e U. Deci fonologic tu crezi că pronunți un O. Sau în pronumele personal feminin, ea. Acolo e un I, nu este un E. Nimeni nu pronunță ea. Deci, fonologic, tu crezi că pronunți un E, dar de fapt e un I. Și la fel, în cuvintele singular plural hoț și hoți, tu ai impresia că la plural pronunți patru sunete, că așa se scrie. De fapt, la singular ai un ț dur și la plural un ț moale. E hoț. De aici, de exemplu, și confuzia care este poate una dintre cele mai șocante și stupide, când toată lumea se numește măcelariu, pentru că ăla era măcelariu, care la rândul lui nu vine din faptul că sunt mai mulți măcelari, era un singur măcelar. Dar măcelar în moldoveană, în dialectul, în graiul moldovenesc, are un i scurt acolo, un r moale. E un măcelari. Ce ești, matale? Ce ești, matale, moșul cu tare? Sunt măcelari. Și atunci ăsta a scris la ăsta măcelariu. Ce e ăsta? E măcelari, măcelari. Și acum toți cretinii la televiziune pe care îi auzi și îi spun măcelariu. Și culmea este că sau trăistariu. Era un băiat care cânta pe acolo pe la televizor. Ei, ce se întâmplă? Partea cea mai interesantă este că oamenii se recomandă așa. Cum te cheamă pe matalebre? Trăistariu. Deci, aceste confuzii care au fost scăpate complet la lucruri foarte simple. Bun, acum comentarii și întrebări. Haideți să le lămurim pe dumneavoastră. Uite, uite. Da. Ok, vreau să pun următoarea întrebare. De ce unii, așa zis, istorici consideră că limba română, bine, sunt total împotrivă, că limba română, limba dată, a influențat limba latină? Din ignoranță, în primul rând. De mândrie națională. Nu, din ignoranță. Bine, mândria vine după. Dar noi nu știm absolut nimic despre limba dacă. Cunoaștem vreun document în limba dacă? Absolut. Atunci cum putem spune că ceva despre care nu știm? Nu, trebuie să fim deocamdată, nu. Sunt unul dintre cei care consideră că dacii n-au lăsat niciun fel de vestigii, n-au lăsat. Cunoscute, nu, dai de puțin, există dubiu sistematic al științei. Știința ne cere să spunem, să rămânem. Nu există text scris, nu avem nicio mărturie scrisă, nu știm ce limbă vorbeau. Nu știm dacă era o limbă turcică, fino-ugrică, dacă vorbeau sumeriană, nu știm. Deci sunt câtă vreme nu știm, dibații îngropate, dacă există, încât pentru un moment. Nu poți deduce ceva din ceva despre care nu știi nimic. Și se oprește discuția acolo. Dacă nu știm ce vorbeau, cum putem spune că au influențat latina? Noi am avut ca profesor de lingvistică pe omul care a scris lucrarea limba getodacilor. Ariton Vraciu. Ariton Vraciu. Eu, fiind prieten foarte bun cu el, el era un veritabil lingvist erudit. Dar vrea să placă partidul. Știa absolut tot despre toate astea.
eram prieten cu fiica lui, eram coleg de liceu cu fiica lui, mergeam în casa lui. Și la un moment dat i-am spus, Doamne, hai Doamne, și zice el, hai dreptate. Da, deci, asta spuneam mai devreme, ar trebui să ștergem tot și dacă vrem să facem o adevărată istoriografie lingvistică, arheologie, să o luăm metodic și logic. Deci nu avem urme, nu avem, da? Zero absolut. Pornind de acolo, nu pot spune că au influențat pe unii și pe alții, pentru că nu avem nicio urmă. Că este o limbă slavă. Nu e adevărat. Atene, acum, dar nu este adevărat. Carte care fă? Dar nu a, noi, ei nu știu. Nu, depinde câtă carte știu. Cine sunt francezii? Unde ați văzut aia, asta? Aia, nu știu. Francezii, lingviști, autentici, da, cercetătorii nu spun așa ceva. Iar ignoranța avem în toate culturile. Deci francezii nu spun asta. Nu. Doar ignoranții care... Ignoranții, da. Cred că tot ce e dincolo de fosta cortină de fier e... Ignoranții înseamnă majoritatea covârșitoare a populației. Asta e adevărat. Dar nu e adevărat că francezii spun. Nu. Francezii care contează nu spun asta. 95% din populația oricărei țări nu este... Iar România face parte din la francofonie. Păi, tocmai, deci nu e... Dar știți, condiția pentru francofonie este să ai un liceu cu predare bilingv. Bine, și Bulgaria e. Tocmai, de Bulgaria este în francofonie. Deci, și Vietnamul, știți, și Vietnamul. Da? Administrativ, pentru a fi în mișcarea internațională de la francofonie, trebuie să ai un liceu bilingv, franco-malgaș, indiferent ce. Și atunci ești în francofonie. Și bineînțeles că asta noi știm toți, că asta este o formulă prin care diplomația soft franceză a încercat să se introducă sau să supraviețuiască în fostele regiuni coloniale în această formulă. Nu va fi niciodată un francez șef al mișcării mondiale a francofoniei. Va fi ori un românaș, ori un... Acum este la Comitetul Central pentru Occident al francofoniei un român, care e filozof de formație, a fost diplomat în perioada Băsescu și este un corifeu al francofoniei în Occident, unde franceza se mai vorbește în Belgia, în asta, dar nu pui francezi, în regulă. Bun, alte întrebări de sunsă, poate să nu vreau. Da. Care nivelul de tehnologizare a Ceceniei în zilele noastre? Ce înțelegeți prin tehnologizare? Adică, nu știu, eu îmi imaginez niște oameni care trăiesc ca la noi, la țară, în acele state în care nu este internet și oamenii vânează ca să mânce. La noi, la țară, nu vânează nimeni ca să mânce. Au reînceput? Nu, eu asta vreau să întreb. Au reînceput? Nu, stați puțin. Numai puțin, când s-a vorbit de lup. Și lupul. Există o... îmi amintesc un moment în care, cred că la Stern, eram în Germania și am văzut coperta unei astea în care era chestia asta, că lupii sunt înapoi, s-au întors. Și au o imagine, nu știu ce, cu primii lupi care au apărut în Republica Federală după reunificare, pentru că veneau lupii puțini care mai rămăseseră nemâncați de cetățeni în RDG. Și zic, doamne, care e problema voastră? La noi suntem... Ei salutau treaba asta de tot. Cum am eu fantasma asta pe care profit să o mai repet o dată aici, fantasma revirginării, renaturalizării spațiului mioritic, în care oamenii probabil vor lipsi românii, dacă nu vin alții. Dar oaia, în general, animalul... Deci e o datorie pe care o avem să lăsăm teritoriul acesta liber, adamic, într-adevăr, și cine știe, poate data viitoare, populația va nimeri mai bine. Da. Cecenia e o republică autonomă în Federația Rusă și o formă, fostă entitate a URSS-ului, așa că are o țesătură de comunicații, drumuri, un urbanism mai avansat decât anumite părți din Moldova. În primul rând și pentru că e un nod feroviar, e un punct de trecere pentru petrolul din Azerbaidjan spre Rusia, gaz. Grozny a fost un centru urban bine distrus în totalitate în al doilea război ruso-cecen, dar după aia reconstruit pe aceeași rețea de canalizare, de drumuri, de așa.
Nu e sub părți din România, să zicem, nu rurală, dar suburbană. Diferența ar fi faptul că în Rusia controlul internetului, că despre internet era întrebarea, e din ce în ce mai sever, strict și avansat, iar săptămâna trecută Putin a semnat legea aceea prin care internetul rusesc va fi treptat total izolat de restul internetului planetar, așa cum e în China. Și Rusia are de mai mulți ani un organism Roskomnadzor care supraveghează în permanență toate rețelele sociale cu pedepse foarte mari, în primul rând pe providers, că acolo trebuie început și îi sperie pe ea și cenzura începe de sus, după aceea sigur pedepse pentru utilizatori. Iar mai recent, în ultimii 3 ani, anumite rețele sociale au fost total interzise în Rusia. De exemplu, LinkedIn nu există în Rusia. A fost închis total acum 3 ani pentru că au refuzat cererea oficială și impus, mă rog, ce au vrut acest Roskomnadzor, ca serverele utilizatorilor și toate informațiile să fie stocate în Rusia. Ori actualmente ele nu sunt. Facebook încă nu a cedat, sunt mari discuții, dar Rusia are deja echivalentul total al tuturor rețelelor sociale. De exemplu, în loc de Facebook, majoritatea rușilor folosesc Vkontakte, în contact, care sigur că e supravegheată în totalitate și au echivalentul lui Google, au tot felul de așa. Și la un moment dat se caută switch-ul total ca să izoleze. Va fi foarte greu, mult mai greu decât în China, pentru că în anii 90 și 2000 a fost o exuberanță totală de providers și de independență moștenită de Putin de la Yeltsin, va fi foarte greu să o... Dar legal, legea e deja semnată, așa că în curând va fi blackout. Deci în locul unui control global cu monopol american, se există parcele globale cu monopol... Două sunt deja, China și Rusia. China, da, și Rusia. Da. 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 Prima ascomerie de Cecenia, adevărat că a făcut public relations pentru Gheorghe Dudaev și dacă da, cum v-a simțit cât a stat în Cecenia? Și a doua nu are legătură cu discuția de astăzi, dar are legătură cu dumneavoastră. Memoriile unui preot ateu este cartea dumneavoastră. Nu știu ce înțelegeți prin public relations pentru Dudaev. Am citit undeva sau că ați fost în preajma lui și... Da, sigur că da. Păi, primul, ca să-l cunoaște. Primul meu film documentar, realizat în momentul independenței Ceceniei, în iarna lui 91-92, a fost despre luarea puterii de către generalul Dudaev, pe care l-am cunoscut îndeaproape, sigur. El e personajul principal al documentarului. Da, dar nu ați continuat să... Păi după aia l-au omorât. Post-morte merge greu cu... Este primul om care a fost omorât din pricina telefonului mobil. L-au identificat și i-au trimis o... Iar pe Ion, preotul respectiv, l-am ajutat într-adevăr foarte mult, găsindu-i editura, curtea veche și... Eu am crezut că a scris sub pseudonim. Această persoană există. Îl găsiți pe Facebook, puteți să-i scrieți, să-l întrebați. Da, mulțumesc. Actualmente lucrează paznic de noapte într-un hotel în Dublin. După ce l-au lăsat nevasta și familia și... Asta e situația. România se globalizează în felul acesta. Așa, da, este cineva, o întrebare mai dinainte de acolo. Da, dumneavoastră. Vreau să vă întreb la ce vreau cu Patia, o să vedeți de ce. Limba macedonenilor antici, înainte de Imperiul Roman, există dovezi dacă era o limbă tracă sau greacă, și am să vă întreb de, am să vă spun de ce, pentru că în literatura românească, în Academia Română, încearcă să facă o legătură spunând că limba vechilor macedoneni este o limbă tracă, iar grecii spun că era o limbă greacă, și astfel să facă o legătură, o conexiune cu acea limbă dacă, pe care spuneți că nu există dovezi și care la fel se spune că este o limbă tracă, să facă o conexiune pentru, cred că dumneavoastră știți, despre acea limbă
proto-română, din care sunt tragice și să ajungă asta la populația din Balcani. Da. Era în mod... Din puținele toponime atestate și nume de persoane atestate în documente, e limpede că era o limbă indo-europeană. Și că dar despărțirea asta acceptată din lene istoric, din inerție, între limbile, dialectele ilire și dialectele tracice, e total artificială, pentru că nu știm suficient despre presupusele două limbi sau grupe de dialecte, care erau oricum înrudite fiind indo-europene, nu știm suficient ca să tragem o linie și să spunem ăștia erau traci, ăștia erau iliri. Da. Sunt defalcări artificiale. În mod clar era o limbă indo-europeană și anumite urme sunt flagrante. De exemplu, zeița tracă împrumutată de greci semele, care era o zeiță htoniană, deci aparținea de lumea inferioară a pământului, e limpede că acel termen e înrudit cu termenul care în limbile slave înseamnă pământ, zemlea, sau zma în limbile iraniene. Deci ca să numești o zeiță a pământului semele, îți arată că acea limbă era o limbă indo-europeană, probabil veriga de legătură între limbile slave, limbile despre care nu știm mare lucru, frigiană și altele, și strămoașa albanezei de astăzi. Albaneza n-a fost niciodată numită în seara asta aici, dar ea a fost mai mare presupusă, fiindcă una din iluziile lingvistice istorice românești a fost prin studierea acestor elemente de substrat să se ajungă prin asemănările. E greu de reconstruit, pentru că vedeți ce se întâmplă. Trebuie să aibă o origine comună, două limbi care au suficient de multe elemente comune, structurale, lexicale sau nu. Deci e nevoie de înrodire, este o nevoie, de exemplu, vă dau ultim exemplu din punctul meu de vedere, de pildă. Așa zisa unitate lingvistică balcanică, nu? Cu elemente de împrumut, sinergie, similitudine, interferențe reciproce. Sprachbund. Această teorie întreagă care este această uniune lingvistică Sprachbund. Asta este o posibilitate de a conjectura în momentul în care tu nu ai suficiente date pentru a înțelege care este... Nu se știe, de exemplu, istoric, nu există un lucru foarte clar pentru a întreba cât timp este nevoie ca două limbi să se afle în contact, în care perioada evoluției lor, sub ce aspecte, între ce elemente ale populației. De exemplu, oamenii acceptă foarte greu poliglosia unei comunități care este politic unită. Dar asta este un fapt pe care îl avem și azi cu toate mijloacele de standardizare imaginabile. Și acum, de exemplu, în Spania, să nu dau alte țări, treci de la o regiune, nu zic de catalană, zic doar de celelalte non-catalane, există elemente de diferență și disparitate, chiar de regionale destul de mari. Și asta nu îi împiedică să aibă, mă rog, dacă cu crize, cu nu știu ce, o unitate politică. La fel a fost Franța, care, având stat atât de devreme și un stat destul de puternic pentru a avea proiecte nemaipomenite, trecem peste proiecte extraordinar de ambițioase și statutul de prima între egale, nu la Soeur René de l'Église și toate aceste chestii, tot jocul ei politic. Ei, în această țară, diversitatea lingvistică a subzistat foarte mult și doar, cum să spun eu, târziu, când, în perioada revoluționară, când lupta împotriva acestor patua a mers foarte departe și când abatele respectiv s-a împotrivit și a ras absolut toate vorbe. Dar și așa, în generația noastră, școlarii din Alsacia, de bază din Alsacia, de felul lor, erau bătuți măr în școala primară ca să nu mai vorbească între ei în recreații în dialect, să vorbească în limba franceză. Deci, fenomene, într-o asemenea situație de standardizare, există un fenomen de multilingvism. Natural. E, atunci îți imaginezi că ăștia vorbeau toți o limbă comună, un spațiu atât de puțin populat, atât de slab instituționalizat.
Uite, gândiți-vă, numai eu dau exemplu mereu, exemplu bisericii slămoșești creștin-ortodoxe. Ea a avut o existență cu totul și cu totul și cu totul și cu totul simbolică. Cu foarte puține biserici, foarte puțini preoți, dintre care extrem de puțini erau alfabetizați, până la nivelul secolului XVIII. Te duci în dărât, cu fiecare secol te muți mai înainte, nu prea mult, bineînțeles că iartă-i de păgâni, dar te mai muți un secol în urmă, dintr-o dată nu se mai găsește aproape, eu știu, la 200 de kilometri mai găsești undeva un schit. Și ăia sunt sârbi, surprise, sau bulgari, sau georgieni, nu, ivireni. Deci, nu. Asta e problema. Noi tindem și, bineînțeles, într-un fel normal. Omul este o creatură anacronică. Deci, el, în general, nu există o conștiință a istoricității. Asta se învață. Faptul că între tine și ceea ce era acum 10 ani, nu mai zic de acum 30 de ani, sunt diferențe. Gândiți-vă cât de greu este să vorbești transgenerațional despre lucruri elementare, cum ar fi structura familiei, raporturile dintre genuri, etc., etc. 30 de ani. 300, 3000. Poftim. Apropo de ideea absolut benefică și de a ne face la bine și de a studia, de a citi, eu fac apel mai degrabă la componenta politologică a chestiei. Nu cred că așa lucru e posibil în momentul de față, pentru că acest excepționalism și nevoia asta care de mult timp ia forme grotești, este un instrument extrem de eficient politic și politologic și ideologic de a crea și a reține un naționalism. Din punctul ăsta de vedere, un comentariu, dar adesea pentru că cine și jurnalist și... Da, dar asta nu împiedică o categorie de tineri cercetători să pregătească terenul pentru o izbăvire ulterioară, pentru o comunicare între diferite domenii, de exemplu arheologii cu lingviștii noi. Știu că catedrele sunt dominate de dinozauri. Da, dar care... dinozaurii pot avea 65 de ani, să așa, dinozaurii au 62. Deci, nu, ce se întâmplă? E o întârziere? De vârstă vorbesc. Nu, stați puțin, că să ne înțelegem puțin. Aici e vorba de o dominație a unor oameni mediocri care n-au carte, nu știu carte. Asta e problema. Vârsta, știu foarte, foarte, foarte mulți tineri și proști și ignoranți. Nu vă faceți nicio grijă, știu mulți. Și de foarte multe ori am încercat să blocheze aceste gesturi. Da, știți ce se întâmplă? Nu am fost, uitați ce se întâmplă. Eu am cunoscut sistemul școlar, nu știu. Nu mi-a făcut niciodată, n-am avut niciodată sentimentul că există un val foarte interesant, irepresibil, care abia așteaptă și nu știu. N-am văzut decât o trecere, cum să spun eu, destul de liniștită, calmă, cu poate lupte pentru aici și acolo, cât un post, aici și acolo, pentru cât un concurs. N-am văzut lupte pentru paradigme. Nu știu, nu le văd. Dacă ele ar exista, s-ar vedea în scris, le-ai vedea în cărțile publicate de marile edituri, ai vedea că există o luptă acerbă și problema asta s-ar rezolva pentru că ea mai inteligență, dacă sunt mai inteligență, ar câștiga o luptă. Nu e cazul. Deci chestiunea asta că există, nu știu ce, sigur că presiunea există, dar dacă tu poți demonstra sistematic că un om este incompetent, și nu faci parte din niciuna din structurile în care ei te atrag pentru că au nevoie de o clientelă ceva mai inteligentă. Tot acest degrade, și cuvântul are multe, tot acest degrade între nulitatea absolută și ticăloasă, pe care o poți să o pui sus, de exemplu, și mediocritatea profitoare, oportunistă, semi-pregătită, care intră într-un mare sistem corupt, cum să zic, soluția nu este identificabilă atât de ușor. Punctul ultim despre naționalism. Uitați ce se întâmplă.
E o relansare a naționalismelor absolut peste tot. Este un sfârșit al unei lumii politic corecte construită de o pseudo-stângă de parveniți cinici, care nu au mare legătură. Uitați-vă la vocabularul politic al partidelor zise de stânga din Occident și veți vedea o absență quasi totală a problematicii sociale cu care partidele de stânga luptau în anii 60. Deci sunt niște mișcări atât de puternice care, din nefericire și din fericire, au produs niște anticorpi sau niște reacții, între care și reacții normale și justificate, care pot alimenta versiuni chiar reacționare de naționalism. Deci, situația este atât de amestecată în Europa actuală, încât ea nu va fi simplificată nici de Brexit, pentru că și acolo erau niște discuții specifice legate de identități naționale, de comunitate politică, etc. Dar discuția nu se va încheia, pentru că o parte din resurecția, care nu este numai la dreapta, este și la stânga, sau stânga-dreapta, sau meta, se bazează pe faptul că necesitatea unei refederări a identităților individuale după un exces al pendulului către atomizarea și garantarea atomizării printr-un sistem care s-a dovedit mincinos de egalitarism în fața. Deci, lucrurile și de asta oameni care vor vrea să spună că noi suntem primii sau că nu s-a încheiat această istorie. Vreau să vă spun, să nu credeți că, sigur că în Franța asta nu este dogma centrală, nu? Ei au inventat o chestie care creează acum probleme foarte mari, cum ar fi acest pseudo filozofia lui politic, lider republican, nu? Care este de neînțeles și tot mai puțin aproape de neexplicat francezilor. Deci e o lume tulbure în care asemenea resurecții ale unor formule identitare radicale vor apărea. Noi luptăm cu în Europa, există forme de identitate radicală venite din alte părți care se manifestă destul de vizibil, audibil, etc. Nu? Și ele creează efecte, unele disproporționate, altele proporționale. Deci, e o lume amestecată în care probabil că le fous du langage vor avea în continuare un loc, nu doar dacă poate. Eu aș vrea să fac o ultimă chestiune, chiar înainte de a pleca, despre o nevoie de autoidentificare pe care o văd la românii plecați în străinătate, nu? Foarte idolatrizată diaspora în bloc, nu? Există acolo forme din ce în ce mai sfârșit omenește, înțelegem pe toți că duc vieți grele, desărați, aleargă, etc., câștigă pâinea, se alienează. Bun. Dar există forme de tribalism nou care vor recurge tot la elementele simbolice ale tribalismelor vechi. Deocamdată se țin la cărnați, lobodă și nu știu ce pe acolo, magazine românești, ia ca element absolut toată lumea, tricolorul ca toată lumea, toate aceste lucruri. Deci, pe de o parte este o dinamică de deznaționalizare și de asimilare, care este normală în momentul în care te duci în altă parte, și de altă parte e un fel de retribalizare a unor identități locale. Ce va putea să dispară? Va dispărea identitatea românească națională cultă, legată de înalta cultură. Pentru că accesul la înalta cultură pentru majoritatea românilor din diaspora dispare pe măsură ce copiii lor trebuie să se integreze în noile societăți, învață mai bine spaniola și germana decât vor ști vreodată româna. Deci acest lucru care e cunoscut în țările cu tradiție în diasporică începe să lovească acum dinăuntru identității. Așa că pe internet vor fi tot mai mulți români, dacopați, absolut sigur, care vor descoperi această distracție la un moment dat. Însă chestiunea ar fi să standardizeze într-un fel, cum se spune,
național, general, toate aceste identități neotribale care sunt posibile în lumea digitală. Și din ce am văzut și eu, din câte văd, nu e. Pentru că unde se vor replia? Se vor replia într-un tribalism în care intră Cozonacu, Caltaborșul, nu știu mai ce pe acolo, Ștevia și ea. Dârlele diverse, din diversele regiuni de unde sunt și poate un vag folclor, neofolclor manelist care îi va uni pe toți într-o formă sau alta, că le vor ști toți pe acolo pe internet. Și a citat preotul care e... Nu, dar el e acolo pentru că el este un motiv... Și poate să vădeze altul fel de prost. Nu, el e profitorul acestui, pentru că niciodată nu ți puteai imagina că Biserica Ortodoxă Română poate să facă prozeliți în Occident. Ori acum noi avem o structură a Bisericii Strămoșești care include, de exemplu, Episcopul Europei Occidentale sau Mitropolitul Europei de Nord. Și îți dă un frison, singurul frison imperial pe care l-am cunoscut vreodată, eu ne trăind în perioada interbelică, când România se imagina de imperiu, îl am când citesc nomenclatura funcțiilor din Biserica Ortodoxă Română. Ai impresia că, în fine, convertirea a luat sfârșit și că Marele Imperiu este un roman al lui Marius Oprea, despre, pe care vi-l recomand, cu o viziune imperială a Imperiului Bizantin de redivit. Oricum, aceștia sunt împotriva comunității europene. Poftim? Oricum acești nemernici de popi sunt împotriva comunității. Da, nu scriu, nu cred că toți nemernici, popii sunt nemernici și nu știu dacă ei toți sunt într-o... Ei, nu vreau să discut asta. Am și eu multe motive să fiu împotriva comunității europene, destul de mari. Și foarte multe lucruri sunt... Sunt european critic, așa cum sunt și aia de acolo. Deci, dacă ni s-a oferit statutul de egalitate în cadrul Uniunii Europene, cu el vine și capacitatea de a critica ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Câte vreme asta nu este permisă, cetățeanul de rangul 2 care este doar să aplaude Uniunea Europeană nu ne interesează. Îi vedem pe cei care conduc Uniunea Europeană, pentru mine ar fi suficient să mă convingă că aș alege un alt continent. Da, aici suntem de cel puțin 2500 de ani, 5000 și... Am sărbat cu putem 5.000, cred că v-am mai spus când eram la Iași în trecut și am scris în anul următor Consiliului Județean că am văzut firma cu putem 5.000 și am spus, da, cu putem 5.000 a fost anul trecut, asta, anul acesta ar trebui să fie cu 5.000. Nu mi s-a răspuns la acest scrupul de rigoare pentru comemorarea originilor noastre. Mulțumesc foarte mult! Dan Alexe, mulțumesc foarte mult! Pe internet e acolo... Da. Mai sunt aici niște numere din revistă. Cine... Este...